Eu, jupinilor, dacă vrem jocuri la cele mai mici prețuri, intrați pe Neva, unde găsiți peste 10.000 de produse digitale, suport de 24/7, iar dacă băgați codul SURDACIU, beneficiați de 3% discount. Hei, salutare, jupineilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 21. Un clip, și ce clip? Un clip cu Team of the Season, că și așa vine. Community Team of the Season, unde putem să votăm și avem ce să votăm, dar înainte să votăm, haideți să rupem masiv butonul de like, să ne abonăm și să bifăm clopoțelul, da? Pentru content în fiecare zi vă aștept și cu un live mai târziu. Golanilor, dacă vreți FIFA Coin Safe și la un preț foarte mic, intrați pe usevenbuy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Băi, iată că a ieșit ce trebuia să iasă. Speram să se întâmple asta, ca nu cumva să așteptăm încă o săptămână și de atunci să votăm și să să mai așteptăm încă o săptămână ca să intre în pachete. Da. Community Team of the Season, primul 11, foarte mulți nominalizați, și avem și un românaș. E vorba de Moroțan, o să ajungem puțin mai târziu la el, pentru că trebuie să începem cu Thor Hunter, cu portarul meu, băieți. Și avem Alex Remiro, Areola, Benitez, Cranio, Gulaș, Muslera și Schmeichel. Bă, aici aș avea de ales, sincer, dintre Areola, Gulaș și Schmeichel. Puteți să-mi ziceți în secțiunea de comentarii cum ați votat, chiar mă interesează, băi băieți. O să merg surprinzător sau nu cu goalkeeperul de la Leipzig, din Bundesliga, ungurașul Gulaș, nu mă înjurați, vă rog frumos, nu mă înjurați. Haideți să căutăm un fundaj stânga. O să aleg dintre Dinie și Taliafico. Băi, Everton în BPL nu s-a mișcat rău, dar o să mă duc cu Taliafico. Au atins sferturile Europa League. Din păcate n-au mai reușit să treacă și de AS Roma, să ajungă în semifinale. Dar aia, le urăm succes la anul. Să căutăm un fundaj dreapta acum. Și aici e foarte simplu, o să merg pe compatriotul lui Ryan Kent, un hyperlink la Ryan Kent, Goldson. Iată că avem și benzile, contrabandiștilor, jupinilor, bandiștilor. Aici o să merg pe David Alaba, cel care probabil o să joace pentru Real Madrid. Eliminată Bayern din competiție de PSG. La general 3-3, goluri în deplasare au contat. Și se pare că Mühenul nu poate să-și apere trofeu. Iar celălalt este Emre Can. Ho, ho, ho. Să mai vedem ce mai e, că s-ar putea să ne schimbăm, nu? Acerbi niciun caz. Băi, mai era asta, Tapsoba, Future Star de perspectivă, Mukiele, am mai putea băga. Wan-Bissaka, mulți cred că ați mers pe Wan-Bissaka, pe partea dreaptă. Eu merg pe Goldson, nu? Că omul e de aur, de aur, jupinii de argint. Mergem mai departe, mijlocașii, trei poziții. Și aș vrea să încep, nu? Aș vrea să încep cu Rominașul nostru care nu o să câștige. Sunt 100% convins de faptul că Olimpiu Moroțan nu o să câștige, oricum n-are ce să caute, nu? Deși dacă să ne gândim e community, până la urmă comunitatea decide teoretic, practic nu. Da, îl punem. Cum să nu-l punem noi pe Moroțan? Încă doi. N-am cum să nu merg pe Chieșa, adică a jucat bine pentru Juventini, neapărat un Chieșa. Și ultimul, ce variante avem noi așa, ia să vedem, în Ndombele niciodată, Savanie, poate,
Valverde, cred că o să am dintre Valverde, Veretout, Zielinski. Băi, Veretout totuși se mișcă și cu Roma pe acolo, prin Europa. Poate să și câștige trofeu. Am cum să numer pe Fede Valverde, nu de la echipa mea de suflet Real Madrid. Poate mai mult Fede Valverde. Da, acum să vedem dacă se ridică și la Mafie nivelul așteptărilor. 3 atacanți. Băi, nu o să merg pe left winger, right winger, striker. Eu o gândesc altfel. Eu gândesc sistemul ăsta un 4-4-1-2-1-2 sau 4-3-1-2. Ceva de genul, fără wingeri, gândesc eu formația. Și în mijloc o să-mi joace Leon Bailey. Da. Deși el e left winger, îl pun acolo. Pentru că acum vin cu doi striker și înțelegeți de ce am optat pentru acest sistem. Primul este parizianul Moses Kean. Eu, stânga, dreapta, pam, 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 hai să fie stânga, nu? Iar cel din urmă, Pantelimonesc, nu s-a mișcat rău, nici Burak Yılmaz, băi să... Băi, totuși, băieții mei, Lilu, cred că mai e pe locul 1. Cred că mai este pe locul 1, nici Zapata nu s-a mișcat rău și știți ceva, din păcate, Moses Kean eliberează ringul, pentru că intră Burak Yılmaz, m-am sucit. Și Zapata, fraților. Cam ăsta ar fi primul 11 pe care Surciocul l-a gândit, Surciocul de argint, Surciocul de tinichea. Kulaç, Golson, Emre Can, Alaba, Taliafico, Valverde, Chieșa, Moruțan, Leon Bailey, Juvan Zapata și Burak Yılmaz. Wow. Da. Ar fi mișto să-l avem pe Olimpiu. Am făcut 3 cărți. Am personalizat eu 3 cărți. Și o să vi le arăt. E vorba de David Alaba, Olimpiu Moruțan și Leon Bailey. Am luat câte unul din fiecare compartiment. N-am mai luat portarul, că practic e șaizeman. Cum ziceam, în secțiunea de comentarii aș vrea să-mi ziceți primul 11 pe care voi l-ați votat. Chiar mă interesează. Haideți să mergem să vedem cam cum ar arăta carturile acestor 3 jucători din Community Team of the Season FIFA 2020, FIFA 21, ce să mai 2000. Eu. Bun, o să începem cu cel mai high-rated David Alaba. Eu zic că s-ar putea să primească un 92 rating. De ce nu? E o șansă, parcă goldul lui e de 84, ar însemna un plus 8. Știm că mai are acolo o versiune interesantă, cred că Road to the Final, sper să nu greșesc. Par fi interesant acest David Alaba, cu un 87 pace, cu un 91 defending, 85 physical, 89 dribbling, 90 passing, 78 shooting. Poate juca și CDM din punctul meu de vedere. O carte scumpă, mai ales că e primul squad din Team of the Season, la început e nebunie cu cartonașele astea până într-un anumit punct când se duc toate în cap. Dar ar fi mișto să-l avem pe acest austriac. Leon Bailey, cum ziceam, 89, pleacă de la un gold de 80 și cu siguranță trebuie să vină cu 99 pace. Dribbling-ul este la el acasă, parcă e un jucător de 4-4, nu știu dacă high-low, cred că e high-medium, sper să nu greșesc. 86 shooting, 82 passing, 75, ok, rupe pe viteză și pe dribbling, la capitolul shooting pass mai ales pentru o carte de Team of the Season nu e așa wow, dar mă, ce vrem, că nu e vreun Neymar să vină cu un bus de până 99, nu? Vine și el cu pace-ul și mai driblezi, mai forba, mai dai gol și cu silver-ul, ce să mai. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, este cine? Eu? Nu, Olimpiu. Olimpiu, Olimpiada, Biugi, Mafia, Pantelimonu. O carte modestă.
O carte modestă, vine din 68 rating, un boost de plus 17. Dar, băi, până la urmă, ce să mai? Ce să mai? Era un minaj al nostru și ne-am bucurat să-l avem, nu? Ne-am bucurat să-l avem pentru că 89 pace, 93 dribbling, 81 physical. Shoot modest, pase modeste, dar accesibil, frate, că mai joci și tu, nu? Mai joci cu un Hagi Optimus, îl bagi și pe ăsta. Că și așa s-a ieftinit Hagi Optimus și... De ce să n-avem un Rominaș și noi anul ăsta? În Team of the Season! Și da, frații mei, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, vă aștept și pe live. Până la data viitoare, pace, simbe, bergențe, voi, vismo, respect pe viață! Piu!